Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Doina Ciobanu, care este creatoare, influencer, consultant. Noi o să discutăm despre educație, ecologie, fashion și multe altele. Bine ai Doina, la podcastul Mai Departe. Cum ești? Bine te-am găsit. Bine, foarte bine, cu anul nou, 2022. Sperăm că nu o să fie o repetiție la 2020. Cu siguranță nu o să fie un an mult mai bun, cu tot știm asta tu uh, vii destul de des în Moldova, Vineai de câteva ore înainte de pandemie pe an. Acum, pe timpul pandemiei, de câte ore ai fost în Chișinău? Cred că doar anul acesta am început să vin din nou, doar ce înaintea asta nu prea puteam. Uh, Mi-era frică că nu o să pot nimeri mm -hmm. înapoi în Europa. Și ai făcut revelionul cu părinții. Exact, da. Cum a fost uh, anul nou? Cum uh, faceți anul nou în Chișinău? Um, am ieșit pe stradă cu vecinii, etc. Mm -hmm. însuși la... la... Miezul nopții a fost foarte bine, da, de obicei am, -am văzut bunei, de obicei mm -hmm. vin vine toată familia la mine peste hotare, dar de data asta am venit noi. Și au fost multe artificii, bănuiesc eu. Da, au fost, deși și... era ceață și nu prea le vedea, mm -hmm. dar le auzeai peste tot. Le plac la moldoveni artificii, dar aparent asta este și o mare problemă, pentru că în Moldova domeniul ăsta nu este reglementat absolut deloc. Și se mai întâmplă accidente. Eu cunosc persoane care și-au pierdut un deget din cauza la astfel de artificii. Și, și e o problemă da. foarte mare și pentru animale, pentru că câinii, de exemplu, sunt traumatizați, uh, unii chiar uh, se sperie atât de tare că sar garduri și pleacă de acasă. Ți, da. cum îți par artificiile, astea e un lucru bun sau totuși, e fain dar trebuie de reglementat cumva. La sigur, cum ai menționat-o, Moldova, la sigur, trebuie de reglementat, reglementa deoarece <coughs> artificiile e din, una din chestiile astea care, deși sunt poluante și te-ai gândit că ar trebui să fie mai mult reglementat, chiar și în vest nu prea sunt. Țin minte când m-am mutat în Anglia să studiez, eram acolo în octombrie-noiembrie, când au ei, nu știu dacă știți, celebrează uh, uh, aniversarea, Day? nu, Bond Fire Night, aniversarea okay. Parlamentului Uh, când a fost uh, când s-a pus bombe la parlament acum câteva sute de ani în urmă și ei fac... noiembre? da exact remember, remember. da, și, da și ei fac o lună întreagă practic mm -hmm. artificii o lună întreagă și eram mm -hmm. acolo și Țimit eram șocată cum în fiecare seară erau artificii gen ore întregi și am descoperit că de fapt nici acolo nu sunt foarte reglementate na sunt acum cred că așa trebuie să fie și în Moldova să nu fie posibil să le faci în locuri publice um, să fie să ai o anumită vârstă când le cumperi, etc., etc., deoarece se întâmplă, uh -huh. cum ai zis și tu, accidente. Cred că nu ar trebui să fie permis pe teritoriul curților, sau cel puțin la o distanță sigură de curțile unde stau copiii sau chiar câini. E ok să fie artificii, dar ar trebui reglementate concret locurile unde pot fi lansate sau perioadele de timp, mă rog, de anul nou, e absolut ok. Da, no, exact, Da, am vrut să mai menționez puțin că, uite, chiar noi am uh -huh. vorbit când ne-am ne -am pregătit, ieri, am vorbit puțin despre ce să vorbim și chiar am făcut un Google că exact așa cunoșteam și eu cândva că sunt poluante, ce trebuie, uh -huh. vedeam articole. Dar în același timp, mi se pare una din chestiile astea care știi să nu subapreciem niciodată cât de mult companiile mari care chiar sunt poluante, cum ar fi companiile de petrol, etc., cheltuie bani pentru a mișca un PR negativ pentru chestii ca artificii. Și da. te face să te, gen, să te desconcentrezi de la problema principală, cum ar deci. fi transportul, etc., și să te gândești, o, artificiile. Deci. Uite, îți dau chiar o statistică în America, uh -huh. unde populația e de 300 de milioane, pe an, toate artificiile lor, și asta considerând că și de anul nou și de uh, 4 iulie, etc., etc., ei iubesc să exagereze cu tot, se cheltuie cam aproximativ atâta poluare cum ar face 12.000 de mașini. Asta pe an. Deci când ai compara cu 300 de milioane de populații, nu e atât de mult, știi? Deci eu nu cred că poluarea e cea mai gravă exact, problemă a da. artificiilor, dar partea de siguranță. Da. Chiar exact, partea sunt asta de, de acord. siguranță și cred că trebuie și să discutăm de asta și să existe o educație ca oamenii să știe cum să folosească aceste artificii corect. Da. Că, nu știu, le las. Ai un spațiu minim, dar oamenii trebuie să cunoască, trebuie să stai la 3 sau 5 metri de locul unde se lansează artificiile. Că nu le pui în curțile oamenilor. Pentru că chiar mă gândesc la vieții căței, da? Care da. Unii se sperie rău, după aia au, pot să aibă și probleme de sănătate. De asta am decis da. să, să încep și, anume cu acest subiect. Și chiar de data asta am observat, mă gândeam noroc că era zăpadă, deoarece am văzut câteva artificii chiar pe drum mm -hmm. când ne întorceam acasă, care deja ardeau singure știi, se transforma într-un pericol de incendiu și să nu fi fost zăpadă, că erau puse pe zăpadă, uh -huh. putea să fie un incendiu, știi? Și nu întotdeauna este zăpadă de rebelion sau când se fac artificii. M-am gândit la partea asta când vedeam clădirea asta din, din Dubai, care au avut un show fantastic da. acum de, de anul nou și de, de la toate etajele erau artificii, deci a fost probabil cel mai frumos show de artificii pe care l-am văzut. Dar ca să trecem la subiectele noastre, de interes pentru podcastul mai departe. Hai pentru început, pentru cei care... spre spunem că cineva nu știe cine este Doina Ciobanu. Mulți nu știu. Spune-ne ce faci tu și cum te prezinți tu când faci cunoștință cu cineva. Eu fac mai multe chestii, deci am început de la un blog de modă, acum noi vorbeam 11, 11 ani urmă, 12 ani urmă, și acesta a crescut în na ce se numește azi influencer. Acum merg puțin, mă dezbat de la chestiile doar de influencer, doar nu-mi place să fac product placement prea mult și fac mai mult production, producere la campanii, că Direcția creativă, consultare, atât pe social media, cât și pe sustenabilitate, pe care am studiat-o atât în Anglia, cât și în online. Și chestii mai mult, știu așa creative, dar nu neapărat cu product placement. Când mă prezint, în, nu mă pot prezenta, zic și eu că mm -hmm. sunt în... Sunt în domeniul creativ, ce e mult prea mult de spus. Am văzut că, inclusiv în bio, la tine pe Instagram, ești, te prezinți ca Creative Consultant. Uh -huh. Ești consultant în domeniul creativ și ai acumulat ceva experiență, dar vreau să te întreb cum ai. Nu cum ai început blogul The Golden Diamonds, da, dar cum ai început cariera ta în domeniul, nu știu, fashion, cum ai devenit model, da? cum ai avut primele contracte cu, nu știu, Milano, probabil, a fost puțin mai târziu. Da. La început, care au fost primite ai pași? Eu, de fapt, cred că mi s-a întâmplat puțin invers. Mai întâi am început blogul și după am fost scouted, găsite, uh -huh. gen de agentul meu. De obicei se începe invers, multe modele, după ce devin modele, încep uh -huh. un blog. La mine s-a întâmplat inversul și exact așa a fost. Adică a fost prin întâmplare, m-am cunoscut cu un PR în Londra uh, care reprezenta un brand la care postasem eu poze cu brandul ăla și se vânduseră multe rochii de la ei din cauza mea și i-am contactat. Apoi ea a postat o poză cu mine, agentul ăsta care a fost cândva agentul lui Kate Moss, m-a văzut, m-a contactat, etc. etc. De-aia zic întotdeauna și când și mi se pare că asta e adevărul în mai multe domenii creative, business, etc. Niciodată nu știi ce oportunitate îți poate prezenta o oportunitate și mai mare și trebuie să fii destul de open-minded, știi? Uh -huh. Observ, cred că vroiai și tu să vorbim despre asta, chiar am observat? Nu am observat, am auzit eu. Că la noi, în general, în Europa de Est, se practică foarte mult să faci chestii doar pentru bani, da? Dacă promovezi să fie, să fie și da și nu. Noi am făcut un studiu cu comunitatea noastră de creatori din, din Moldova mm -hmm. și am fost plăcut surprins că peste 70% din ei sunt de acord să se implice și în campanii de impact, campanii sociale, fără să fie plătiți. Da. Dacă asta corespunde intereselor lor, cum ar fi educație sau ecologie sau altele. Da. Și chiar dacă nu are impact, aș zice că oricum mm -hmm. oamenii trebuie să fie deschiși la oportunități, știi? Deoarece nu știi porți un brand, cineva îți cadonează o rochie și le faci în bine și le postezi, le dai tag, le faci poze, nu știu dacă îți place lucrul. Și nu știi aia unde poate să te aducă, știi, cineva care efolioază pe brandul ăsta, poate după aia să vrea să te plătească, să faci. La mine cam așa a fost. Adică mm -hmm. eu când m-am mutat, de fapt eu când începusem, nu era chestia, nu cunoșteam că se poate face bani pe chestia asta, nici nu știam, eram adolescentă, nu știam cum se fac contracte de gen, adică tot online ul era nou și totul era cam, ok, prea mulți ani am cheltuit eu așa să fac totul pe gratis, dar la un moment dat, oricum a început, în special că mă mutasem în Londra, era foarte mult uh, gen, îți faci cunoștință pe, cu cineva și faci, să zicem, o favoare și apoi favoarea aia îți răsplătește cumva pe parcurs, știi? Adică trebuie să, oamenii trebuie să fie deschiși întotdeauna la oportunități noi. Acum nu zic să lucreze pe gratis, dar nici să nu se bazeze doar pe fiuri. Dar e important să acumulezi experiență. Tu, de fapt, în acest domeniu ai ajuns foarte departe, probabil cel mai departe din toți cei pe care îi cunosc eu din, din Moldova. Și foarte multe fete în Moldova își doresc să devină, să devină modele. Mă rog, povestea ce hai să-i să spunem așa. Zimte, rog frumos, de ce calități um, e nevoie ca să reușești în acest domeniu și care sunt și riscurile? pentru că nu este doar povestea cenușăresei a unei fete din Moldova, dintr o țară săracă care cumva a fost descoperită și s-a început o carieră. Da, um, vreau să zic că în ziua de azi la sigur este mult mai ușor, uh -huh. ceea ce e super, doar ce eu când făceam modeling, am trecut printre niște experiențe oribile în ce ține de Uh, știi, mi se oferau droguri ca să slăbesc, uh, mi se spunea să, să nu mănânc, să mănânc coton, să vomit, etc., adică chestii care sunt foarte traumatice și în ziua de astăzi, ok, mai există, dar nu prea se practică și nu se vorbește de așa ceva, deoarece este foarte frowned upon um, și chiar se, se acceptă diferite tipuri de corp, diferite înălțimi, diferite tipajuri de față, ceea ce înainte trebuia să fie, uh -huh. știi, o anumită dimensiune, o anumită înălțime, să ai anumită lățime de coapse și spațiu între picioare și atât. Dacă aveai un piept mai mare, știi, uită, erai doar uh -huh. în lingerie sau în swimwear. Acum s-a schimbat totul și cam aș zice că toți au o o posibilitate să devină modele. Acum întrebarea mea e, dar îți trebuie? Deoarece... Asta întrebam și eu. Care sunt, care sunt, riscurile și ce prospune, de fapt această da. carieră? Uite, îți spun de faptul că majoritatea pe care le am eu cunoscute în modeling sau au trecut în actorie, sau au lăsat modelingul total, deoarece este un business foarte neprofitabil. E profitabil doar dacă ai, nu știu, dacă ești un nume ca Kendall Jenner, Elsa Hosk, etc., adică un Deci doar 1%, da? Hai să spunem zice așa. chiar... Nu știu, mai poate 0-10. Deci competiția care e mai dură decât în domeniul startup urilor unde de obicei reușește doar 1 din 10 sau da. 1 din 20. Poți să reușești și mm -hmm. poți să ai campanii mari. Asta mm -hmm. e ceea ce oamenii nu înțeleg. Poți să fii pe billboard la Prada, da. dar asta nu înseamnă că faci bani. Și cunosc foarte multe modele care erau modele de high fashion și erau mergeau la Chanel și Hermès și etc., dar au finisat modeling cu datorii mm -hmm. de 20.000 pentru agenție și erau fete bancroate, știi, care au mers mm -hmm. să facă după aia să servească în restaurante, ele fiind pe catwalk Prada. Te Ai că te-ai gândit că viitorul lor trebuie să fie gen de celebritate, dar nu este așa. Și multe modele acum au trecut sau în actorie sau, dacă mm -hmm. sunt mai renumite, au început să facă influencing și YouTubing și etc., mm -hmm. chestii din astea. Adică modelingul chiar nu merită. Stresul permanent, doar ce știi că în comparație cu alte industrii și nu, nu zic, toate industriile sunt foarte dificile, să fii medic e dificil, să fii politician e dificil, dar ce mi se pare modeling, ești întotdeauna judecat pe înfățișarea ta. Nu contează ce aici, nu contează ce aici, trebuie să arăți într-un mod. Dacă nu arăți într-un mod, Mm -hmm. Atât, ești de nimic, știi? și fiind permanent judecat de faptul cum arăți, mie mi se pare o chestie foarte grea pentru psihologia oricui. De-aia și zic că nu cred că merită. Sau dacă și o faci, să o faci așa foarte light, foarte ocazional. Poate ca un hobby, exact. sau Poate ca o activitate secundară la o carieră de bază. Exact, da. Pentru cei care nu au văzut, le recomand să vadă prezentarea ta de la Rocket Moldova din 2017. În care ai oferit un pic din experiența ta de lucru cu brandurile pe Instagram, în, în mod special. E o prezentare foarte bună. Eu am arătat-o, apropo, la foarte mulți creatori din Moldova, care de atunci până acum chiar au devenit influenceri hmm. și sunt implicați în lucru cu mai multe branduri. Vreau să te întreb acum, după patru ani, da, patru ani și, wow, și ceva. Wow, trece timpul. Cum s-a schimbat domeniul ăsta de influencer marketing? Cum, cum îl vezi tu și ce le-ai recomanda brandurilor atunci când vor să lucreze cu creatori independenți de conținut? Aș zice că s-a schimbat destul de mult, uh, în special din cauza TikTok-ului, care practic a explodat, știi? Acum, patru ani urmă, când făcut în prezentarea aia, nu țin minte exact despre ce am vorbit, aproximativ țin minte, dar țin minte că nu era atât de mult bazată pe video că, content. Vorbeai că trebuie să existe o strategie, un mesaj, da. da, o poziționare. Da. Um, acum foarte mult se axează pe video content. Mm. Um, prin, deci, e interesant doar ce tiktok este foarte, foarte uh, influențabil. Uh -huh. Este dar, prima rețea socială, apropo, care a ajuns la un miliard de utilizatori foarte repede. Da, wow. Nu mă uimește. Dar, în același timp, de câte ori vorbesc cu branduri, ei sunt foarte um, Redicenț, abținuți da, mm -hmm. de la interacțiunea cu TikTok-ul. Și mi este foarte interesant, deoarece aud chestiile astea chiar și de la branduri care fac beauty, fac make-up, care, de fapt, ok, înțeleg dacă poate cei care vând o geantă de 3.000 de euro sunt puțin uh, uh, în dilemă dacă TikTok-ul e locul potrivit, dar atunci când vând un produs mai ap. Af uh, mass market. Mai mass market, TikTok-ul este per locul perfect, dar cred mm -hmm. că din cauza că este o chestie atât de recentă și totul se schimbă atât de repede acolo, și atunci când nimerești merești pe explore explore wallul internațional, uh, mesajul poate fi interpretat într o mie de, de moduri diferite, deoarece vestul America vede un mesaj într-un fel, da. estul vede un mesaj. Vorba fel, de cultură. Vorba de cultură, exact. Și cred că brandurile sunt cam, le este cam frică de o, de o expunere atât de incontrolabilă, știi? Probabil fiecare se teme de ceva ce nu înțelege foarte bine. Deci soluția ar fi un pic de cercetare, da. un pic de explorare, să vezi ce fac și alte branduri la nivel internațional. Eu permanent spun că nu e necesar să inventăm roata. Trebuie să vedem ce funcționează în altă parte, în mod special în regiune. Pentru că noi suntem de asemenea o regiune specifică. Avem influență și din Est și din, și din Vest. Avem și influența din Turcia, mm -hmm. ceea ce tot e foarte pronunțat, se vede. Și să aplicăm, să luăm din toate. Poate din acest motiv, unii din creatori din Moldova au foarte mult succes în România. Da. Pentru că vin cu ceva special. Și aici te-aș întreba dacă și alți creatori din Moldova ar putea să-ți repete cumva experiența ta. Pentru că tu ai plecat uh, destul de devreme, ai început să faci content în engleză. Asta s-a întâmplat chiar din start. Tu mm -hmm. din start ai făcut un, da. un blog în engleză. Dar cum te-ai educat tu? Ce ai făcut ca să te dezvolți în acest domeniu, pe lângă experiențele pe care le-ai avut cu diferite branduri și case de modă? Ca să-ți răspund la prima întrebare, ce ar putea să facă cineva ca să replice, să zicem așa, mm -hmm. aș zice să nu o facă, deoarece, dacă am învățat o chestie, este că succesul este destul de unical, să zicem așa, și ce-a lucrat pentru cineva, la timpul ăla, mm -hmm. în momentul ăla, nu o să lucreze pentru altcineva. Și întotdeauna trebuie să inventezi un mod nou, să-ți găsești nișa ta nouă, să te adaptezi timpului, etc. Um, eu când am început, să zicem așa, am avut noroc și nenoroc și noroc, nenoroc din cauza că nimeni în Europa nu vrea să accepte pe cineva din Moldova ca colaborator în domeniul digital, deoarece le se părea că dacă ești de aici, deși eu aveam o audiență super internațională, mai mult internațională decât regională, le se părea că din cauza că sunt de aici nu pot să le aduc niciun fel de beneficii, deoarece ei nu au filiale, reprezentanții comerciale aici, etc. Și în același timp mai era și puțin biasul ăsta discriminator de asocierea Moldova-România, în special în, nu atât în Londra, în Londra am fost acceptată foarte bine, în Italia când m-am uh -huh. mutat, care a fost destul de recent, am rămas chiar destul de șocată de rasismul care poate fi spre este europeni. Deci o stigmatizare? Foarte mare, da. Adică la modul în care mie, agenții mei din Milano, am spus că, la un moment dat, nu știu ce, ne-am, am vorbit noi și ei zic că păi da, să zici că ești din Rusia și zic că da, nu sunt, eu sunt din Moldova. Păi da, da, noi nu le zicem la nimeni că nu e ca și cum cineva o să vrea să lucreze cu o româncă moldoveancă. Deci mai este de lucru de fapt la da. comunicarea imaginii Moldovei României pentru piața din, din Europa. Nu cred că e atât de lucru din partea noastră, e de uh -huh. lucru din partea lor. Că sau, poate, eu... sau poate trebuie să demonstrăm contrariu. Da. Vreau să zic că am mai observat una, știi, unii oameni, dacă sunt, dacă n-au capacitatea asta de a fi deschiși la minte și uh -huh. vor să aibă anumite stereotipi, o să le aibă. Nu contează ce le, le demonstrezi și ce etc. Știi, că adică întâlnesc foarte mulți oameni în Milano care zic că a, cei mai buni lucrători pe care i am sunt moldoveni, români. Mm -hmm. În același timp, vede un român sau ceva pe stradă, a, ah, să nu-mi fure portmoneu, să știi chestii din asta, adică, mm -hmm. asta e greșeala lor și trebuie să se schimbe. Nu cred că noi trebuie să lucrăm să schimbăm chestia asta. O, Dar De fapt, cred că anume faptul că tu ai spus că nu, nu sunt din Rusia, sunt din Moldova, de fapt, e un pas, da? Să nu te rușinezi de identitatea ta și să arăți, să promovezi partea asta, că, uite, noi suntem Muncitori, noi suntem cum se cade. Da. Și prin astfel de exemple pozitive, de fapt. Eu întotdeauna am schimba. fost foarte. Eu sunt cu principii. Uh -huh. uh, știu mulți oameni care când au plecat au zis că sunt din Rusia, să da. știi. Doar ce. Din start nu mai vorbesc română, dar... Exact. Eu n-am putut să zic niciodată. Uh -huh. La un moment dat mi era chiar ciudă uneori pe mine că era să-mi fie mult mai avantajos să vorbit în rusă și să zic că sunt din Rusia. Eu sunt așa încăpățânată întotdeauna. În da, întotdeauna am zis că sunt moldoveancă și atât, mm -hmm. um, dar ce ziceam, că mie, a, și partea ușoară, să zicem, ușoară, într-un mod, știi, că eu când am început, nu erau mulți bloggeri, influenceri și, într-un mod, am umplut nevoia asta, nișa asta, liberă, destul Era de rapid. Vid, nu? Exact. Mm -hmm. Și, deși... Mulți ani nu am lucrat, nu am fost plătite, etc., deoarece nu știam eu cum, cum să se face chestia asta și era și puțin discriminare asta, etc. La un moment dat, oricum a venit timpul, după ce stăteam în Londra, care, din cauza că aveam atâția followeri, eram invitate la show-uri, evenimente, mi se cadonau chestii de lux, etc., brandurile au început să zic că, na, oricum lucrăm cu ea, dar eu am fost, știi, adică am început la locul și timpul, poate nu locul, dar timpul potrivit, deoarece era o nișă destul de liberă. Acum să încerci uh -huh. să începi un blog ar fi foarte greu, știi, deoarece sunt milioane de bloguri în toată lumea. Ar trebui să-ți găsești nișa ta, să găsești cum ai fi tu diferit, cum să te placezi, nu mai poți să faci așa. Cum o chestie să generalistă, da? Cu de, exact. cu de toate. Înainte uh -huh. noi făceam noi ăștia, bloggerii de atunci, mm că -hmm. făceam destul de generale. Era travel cu fashion, cu poate niște rețete, cu fitness, cu nu știu ce. Puteam tot să punem și lumea ne urmărea că nu era mult pe cine să urmărești. Acum trebuie să fii mult mai categorizat. Deci sau mergi pe travel, da? sau ești pe fashion, exact. sau pe mâncare, restaurante. Da, trebuie să mm -hmm. Acum chiar am observat că trebuie să-ți menții mesajul. Uh -huh. uh, și observ chiar de la influencer noi, care sunt, de exemplu, pe travel și într-o zi postează pe fashion, oamenii sunt așa gen, dar de ce îmi pasă mie de ce porți tu, știi? E rar să poți tranziționa și de obicei se întâmplă atunci când deja ai foarte mulți follower Și e mult mai bine să începi așa pe nișe și să te ții de ele și să, să exploatezi nișele astea din toate unghiurile. Să fii foarte, foarte bun într-un într anumit domeniu, să fii meseriaș. Exact. Dar, de fapt, îmi pare foarte interesant ce ai spus tu legat de um, participarea la diferite evenimente, pentru că asta îți oferă posibilitatea să faci networking, să faci mm -hmm. cunoștință cu, cu oameni, să te vadă ei pe tine, pentru că anume din discuția cu tine își dau seama că da, nu ești tocmai ceea ce poate avea ei imaginea lor despre este europeni, că le place, nu știu, cultura generală, felul de a te prezenta pasiune, experiența într-un anumit domeniu, asta se vede din, din, comunicare mult, mult mai bine. Și de asemenea, din experiența ta, cred că e foarte util să faci content în engleză, dacă vrei de asemenea să te dezvolți. Atunci când îl faci în română, te limitezi foarte mult la o piață, pe când oportunitățile la nivel global sunt mult mai mari decât ceea ce îți oferă piața din Moldova și probabil în cazul tău asta a făcut diferența. Da. Deși, și da și nu, Uite, o să-ți dau niște exemple, că eu credeam înainte exact așa și cred că, din nou, în cazul meu, deoarece internațional era un număr limitat de bloggeri, a fost mai ușor să intru la nivel internațional. Dar observ mai mulți prieteni de mei din România, Rusia, etc., care au încercat în ziua de azi, sunt foarte mari local, și au încercat în ziua de azi să înceapă a vorbi engleză, etc., și e foarte greu să pătrunzi marketul internațional. Și eu chiar l-am și zis, uitându-mă la ce business fac ei local, că nu cred că merită, deoarece în marketurile lor ei sunt top și fac bani foarte buni și au 90 ceva de, de procente din audiență care vorbește limba aia. Și dacă încep dintr-o zi așa să-ți schimbi limba, tot nu poți să o faci, deoarece following-ul tău pe care îl ai se simte ca și cum trădat, etc. Adică tu deja, dacă ți-ai acumulat, trebuie să menții imaginea asta și mm -hmm. să-i satisfaci și pe ei. <coughs> și chiar am o cunoscută și mm -hmm. din Rusia, care a plecat din Rusia în America, așa, a făcut tot rebranding-ul. Și oricum, acum peste vreo 5-6 ani s-a întors în Rusia, da. La limba rusă. Și e top, adică, e e. A lucrează foarte bine în Rusia, știi? Nu înseamnă că lucra în America mai bine decât lucra în Rusia. A, și Rusia e o piață mare. Adică da. Moldova este o piață super micuță. Dar și România, e... din nou, da. e o piață destul de bună. Adică eu și, nici avem, nu știam... și avem creatori care au colaborări cu branduri din România da. și au succes. ca adică, fiind în Moldova, știi, noi avem, oricum avem, la toate nenorocirile prin care mm -hmm. a trebuit să trecem, oricum avem calitatea asta care nu mulți au, că putem intra și în marketul din est a Moldovei, Ucraina, Rusia, etc., și putem și intra și în România. Adică sunt două marketuri total diferite. Hai să și... numim această calitate adaptibilitatea, da? Da. Să fim flexibili și să luăm cel mai bun din, din, ambele culturi. Da. Vreau să te întreb despre educația ta. Tu, de fapt, ai învățat la ULIM. Mm -hmm. Și ai făcut political science, dacă nu-mi Da, Era, de fapt, foarte lung. Era relații politice, pe urma adăugaseră și jurnalism, diplomație, istorie. Și așa, relații și așa internaționale cu, cu de toate. Da. Ți-au ajutat studiile la ce făceai atunci sau ce faci acum? Uh, N-aș zice. De fapt cinstit să zic că eu nu prea, eu deja făceam business destul de bun în Anglia uh -huh. și nu prea vreau să merg la universitate, deoarece știam ce plan, aveam deja planul meu pe viitor. Uh -huh. A fost mai mult o chestie care își deci, doreau de părinții și am ales eu... Să ai uh, o diplomă. Exact, și stilul moldovenesc. Dar bănuiesc că ai mers la cursuri, nu? Ai avut altfel de pregătiri exact, ne neformale da. și probabil ele au impactat mult mai mult da. ce făceai tu. Universitatea cinstită am ales, ai că a fost așa, un fel de compromis. Părinții doi au o diplomă, eu am zis că ok, da, aleg ceea ce îmi mm -hmm. e ușor. Eu întotdeauna am fost bună la istorie și era subiectul meu favorit. Științele politice, exact, ai că când am mers în Anglia, tot pe asta, la colegii, tot pe asta trebuia să merg. Și am mers la ceva care, de fapt, mi era foarte ușor, știi? Și nu trebuia să depune foarte mult, deoarece deja aveam foarte multă cunoștință aici. Și din acest motiv, însuși ce am învățat la universitate, nu mi-a ajutat neapărat. Dar, în general, aș zice că uh, tot ce ține de istorie, relații internaționale, care deja le aveam cunoștințe din research-ul meu, etc., de la școală, mi-a fost de folos. Um, Deoarece, totuși, îți dă o bază, ai că trebuie să fii și deschis la la minte, la globalizare, la alte culturi. Nu poți să să pleci și să vrei să faci business undeva și să fii așa, știi, să, să te uiți prin prisma doar a culturii moldovenești, să zicem. Trebuie să poți să te adaptezi și cred că vine anume din înțelegerea istoriei, geografiei, relațiilor internaționale, etc. Îți dă un fel de. Diplomație internă, o adaptare mai ușoară. Considerând această experiență, ce aptitudini crezi că sistemul educațional din Moldova ar trebui să dezvolte, sistemul actual, poate de guvernare, ce ar trebui să încurajeze mai mult ca tinerii care învață acum sau care vor merge la studii peste câțiva ani să aibă mai multe șanse și oportunități în viitor? În primul rând, cred că IT-ul este numărul unu. Conform multor experți, economiști, împreună cu automatizarea multor joburi, IT-ul va fi, de fapt, unul din ultimele joburi automatizate și va fi un job care va avea un viitor mult mai lung. deoarece multe altele curând vor fi vrem nu vrem, vor fi înlocuite de mașini și inteligență artificială, etc. Apoi aș zice că tot ce ține de business business mici, cum să începi un business, cum să găsești investori, etc. Cum să faci un business sustenabil. Aici vine educația de ecologie, dar ecologia e puțin diferită de sustenabilitate, Niciodată nu știu cum să găsesc termenul în română, doar ce ecologia e bazată doar pe, pe, pe natură, pe când mm -hmm. sustenabilitatea este un pe, mod sustenabil pe și... Pe procese. Da, yeah, adică pe... e și economia mm -hmm. și cum să știi cum să menții un mod de viață uh, social economic în genere, nu doar natură. Ai ca mod sustenabil de a începe business-uri, uh, începe business-uri să se profileze oamenii în viitor, doar ce se schimbă în permanență, știi? Și aici la sigur cred că e nevoie de schimbări în sistemul educativ, doar ce sistemul nostru încă este destul de old school, știi? Uh -huh. Și mi se pare că mulți iese din școală și nu știu ce vor să facă cu viața lor. Finesează și universitatea și nu știu ce vor să facă Cam cu viața e. lor. Cam așa Lucrurile nu foarte tare s-au schimbat, dar ceea ce spui tu de ecologie, văd, de fapt, un interes mult mai mare al actualei guvernări în acest domeniu legat de dezvoltarea și uh, menținerea mediului, pentru că cu toate că mulți își imaginează Moldova ca o țară foarte verde și foarte curată, nu e chiar așa. Noi avem un spațiu împădurit foarte micuț, calitatea râurilor și apelor subterane este foarte rău. Foarte. Se deteriorează deja cu anii din cauza că nu a fost reglementat și cu o mulțime de chimicate s-a dăunat calitatea solului și Ministerul Mediului își propune să facă mai multe activități pe partea asta de sol, da, apă, aer, calitatea aerului, pentru că în viitor dacă o să avem grijă ca acasă să fie ok, probabil că unii din conaționalii noștri care stau în alte părți, în altă parte a globului, probabil vor considera să se întoarcă în Moldova, aceasta fiind un, unul din avantajele foarte mari în ziua de azi, calitatea aerului. Da, da. Și plus, aici mai vine și chestia asta geopolitică. adică Moldova are nevoie, fiind așa o țărișoare mică care depinde de alte țări, are nevoie de sursele ei personale de energie, uh -huh. de electricitate, de gaze, etc. Adică... Ai urmărit, apropo, criza gazelor? Și normal, da. Păi asta uh -huh. și, și nu doar aici, adică, uite, în Europa unde au experți atât de buni și au ajuns la, un, la o etapă unde sunt atât de dependenți și nu au investit în uh, resurse destule alternative. Re alternative. Deci este o situație imposibilă. Acum deja am citit că o să înceapă să investească, dar de ce nu s-a făcut asta încă 15 mhm. ani în urmă, știi? și dependența asta de o sursă de energie, în special dacă vine din alte țări, este foarte periculoasă și o țărișoară atât de mică, de fapt, ar putea reuși să devină self-sufficient, um, adică suficient uh, personal, nu știu cum să ar zice. E ok, e un termen um, care se înțelege, autosuficientă, da? Autosuficientă, da. Înțeleg atunci când ai uh, uh, mult uh, pământ, uh -huh. populație mare, dar Moldova eu cred chiar că poate reuși chiar e micuță și poate reuși mm -hmm. foarte ușor. Și aici vine și chestia de ecologie. E adică ca nu întotdeauna chestiile astea sunt doar a ecologia, dar ne gândim doar la pământ și păsări mm -hmm. și atât. Nu, de fapt este și viitorul fiecărui om, deoarece de asta depinde și prețurile la energia voastră pe viitor, faptul că într-o zi când se întâmplă ceva internațional, avem sursele noastre de energie, etc. Este și o siguranță uh -huh. a fiecărui cetățean. Probabil mulți așteaptă ca această problemă să fie sol rezolvată de cineva, da? La fel cum și trotuarele. Acum, când a nins în Chișinău, mulți spuneau că, vai, trotuarele sunt impracticabile. De când eu îmi imaginez că chiar și în cele mai dezvoltate orașe din Europa, nu doar autoritățile curăță trotuare, dar dacă ai un shop, dacă ai un magazin sau dacă ai o casă într-o zonă centrală pe unde circulă lumea, faci ordine în fața casei tale și de la această colaborare, de fapt, dintre cei care au aceste proprietăți și autorități, serviciile, nu știu, spații verzi care au grijă să se curețe, toți sunt, sunt happy. Deci, când vine vorba de partea asta de securitate energetică, probabil că trebuie să promovăm mai mult niște soluții, niște ghiduri, că mă, uite, poți să-ți pui niște baterii solare da, și produci N cantitate de energie pe care poți să o folosești pentru mașina, care sperăm că va fi electrică, pe care da. o vei lua, da? Sau uh, energie oeliană, cu, din astea, moriște, au mai apărut mai multe acum în Moldova. Da. Înainte le vedeam 13 ani în urmă, doar prin Olanda și în Belgia, când, când zburam da, da, din, da. din avion. Acum sunt plăcut surprins că au început să, să apară tot mai multe în, în Moldova. Da, dar în același timp, tot nu poți pune totul pe oameni, mm -hmm. știi, doar ce înțeleg foarte bine chiar. M-am uitat des la prețurile din Moldova, la instalarea bateriilor solare, ce trai ca energiei tale personale chiar la casă, uh -huh. și sunt destul de scumpe, în special pentru populația noastră. Adică, în cazul dat, trebuie să fie și um, uh, oarecare suport de la stat, de exemplu. Și îți dau un exemplu. Sau exact, subsidii, da? subsidii, exact. Um, și aplicare la granturi internaționale, etc., pentru a, a introduce um, astfel de sisteme energetice naționale, dar și din partea guvernului local, suportul uh -huh. pentru fiecare casă individuală. De exemplu, îți dau un exemplu acum în Italia. S-au făcut niște chestii care se numesc ecobonus. Uh, și, de fapt, e foarte deștept, deoarece. Pentru multe ai gândit că de fapt le pasă de sustenabilitate, dar nu i din, din cauza aceasta. E cauza e că într-o zi au realizat că va fi atât de scump pentru guvern să, să plătească pentru gaz, etc., în special pentru oameni care nu își pot uh, permite. Uh, și au realizat că e mai bine să faci acum o astfel de programă pentru a salva bani pe viitor, și cum au făcut. Deci, fiecare om care construiește pot să fie o persoană juridică, pot să fie o companie etc. să faci update la clădiri mari, nu contează. Toți primești reducerea aceasta. Deci, pentru a reface casa ta, pentru a schimba acoperișul dacă îți ridică nivelul de energie, de suficiență energetică, pentru a introduce baterii solare, pentru a introduce o stație de reîncărcare electrică acasă, se întoarce 110% de taxă, prin taxă. Mm -hmm. Și poți să o faci sau prin taxă, se împarte pe în parcursul mai multor ani sau poți să um, aplici anumite companii, îți oferă ție direct reducerea. Adică, de exemplu, o companie de uh, construcție îți oferă ție 70% reducere la tot și la materiale și tot, deoarece ei pot după aia să, să, aplice, la să aplice la stat 110% uh -huh. reducere la taxă. Și e o chestie superbă, deci în primul rând cu COVID-ul a ridicat foarte mult uh, uh, industria de construcție, deoarece era foarte stagnată în Italia și mai multe părți europene de fapt acum cu prețurile ridicate, etc. Dar Italia, în fiecare zi, chiar și la mine pe stradă, clădiri noi sunt schimbate și se schimbă ferestrele modernizate pentru a îmbunătăți nivelul energetic. Deci, asta sunt, ai adică, ca metode din astea pentru a ajuta oamenii, că nu poți să ceri ca omul să iasă să investească mm -hmm. 20.000 de, de euro pe niște panele solare care, care își în astăzi, recuperă, domnul da, în, în, în foarte mulți ani. Da. Da. Trebuie să fie, știi, mm -hmm. un, un mix de tot, și dorință de la populație, și ajutor de la guvern, și ajutor internațional pentru a stabili uh, sisteme naționale. Nu, nu vine doar dintr-o mm -hmm. parte chestia asta. Deci, până la urmă, ceea ce discutam și mai devreme, nu trebuie să inventăm nimic noi, trebuie să vedem ce funcționează și, într-adevăr, avem nevoie de mai multă viziune pe termen lung. Pentru că, din păcate, în Moldova prea multe guverne și-au pus obiective doar pe termen scurt, atât cât să nu-și piartă din imagine sau din popularitate da. înainte de alegeri. Dar nu au venit cu niște strategii vizionare, cum ai spus tu. Trebuie să facă asta cu 10 sau cu, cu 15 ani în urmă. Dar din societate, la nivel de societate civilă, ai, este nevoie și de niște voci, de niște promotori care să promoveze aceste soluții. Iar tu ești ambasadoare a No More Plastic, care mm -hmm. este o organizație. Poți să spui mai mult despre această organizație și în ce constă colaborarea ta cu ei? Da, deci eu sunt... Um nu știu, în română, zic în engleză, Goodwill Ambassador. Um, Am doare de bunăvoie, hai să da, spunem exact. așa. Da, uh exact. -huh. Um, pentru No More Plastic, care este o organizație non-guvernamentală din Franța, dar de fapt activează la nivel internațional, au uh, diferiți ambasadori de la Iacuin Phoenix la uh, Cindy Crawford, etc. Și, uh, uh, practic, așa cum zice titlul, este o organizație care promovează uh, încetarea folosinței plasticului de unică folosință. Na, nu prea a da. sunat bine. Uh, de să unică. nu folosești plasticul care se folosește o singură dată. Exact, da. Și uite chiar cu ei, chiar aveam dorință să fac un proiect în Moldova, Uh, și în România, de fapt, deoarece uh, ei au o subcategorie care se numește No More Plastic Kids. Și, practic, uh, am lucrat și eu cu ei să-i ajutăm să creeze o programă educativă pentru copii uh, de a înțelege într-un mod mai ușor plasticul efectul de termen lung a plasticului pe viața omului, în naturii etc. etc. Și chiar îmi doream foarte mult încă e în parcurs, sper dacă privește cineva și și vrea să mă ajute să introducem și în Moldova, în sistemul mm -hmm. educativ. În ce ar consta, de fapt, acest program sau curs. Ar, de fapt, ar fi un încă sunt destul de mm -hmm. flexible. Eu mă gândeam să fie, de exemplu, o săptămână în toată țara care este practic dedicată acestui subiect și în fiecare zi se fac un fel de workshop-uri. Aceste uh -huh. workshop-uri pot fi constatate din chiar videouri preînregistrate care pur și simplu se privesc în școli, um, care explică. Despre tot ce, despre ce am vorbit, ce ține de plastic, ce ține de ecologie, etc., sau poate fi integrat în alte subiecte. De exemplu, într-un curs de educație civică. Exact. Care la fel nu este foarte prezent. Eu, de exemplu, am avut noroc să am educație civică la liceu Asaki, dar pentru asta e nevoie să ai și un profesor bun sau da. un educator care chiar să înțeleagă domeniul ăsta, dar nu să-l trateze așa superficial, pentru că la cursurile de educație civică poți să explici foarte simplu um, și care sunt rolurile, nu știu, a primăriei, da, a, nu știu, a guvernului, a parlamentului, dar și astfel de subiecte importante cum este educația ecologică și cum pot fi formate niște deprinderi uh, bune chiar de la, de la etapa băncii de școală. Da. Asta e problema, eu o văd întotdeauna la noi, încă de pe timpuri. Nu se... Ok, este foarte puternic sistemul educațional și vedem mm -hmm. atunci când copiii, elevii noștri pleacă în alte țări, performează foarte bine, etc. Dar atunci când vine vorba de soluții de viață, noi suntem cam pierduți. Ieșim din școală și nu avem idee ce și cum lucrează. Să luăm chiar și aceeași educație sexuală. Când au încercat să o introducă în școli, țin minte, acum 15 ani, urma au ieșit preoții și au 10 făcut zarvă parim să mai mult. Eu eram încă... Nu, 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 chiar, chiar 10 ani pentru că... Poate se din schimbase. nou încercat a fost, a fost un manual chiar de educație sexuală care da, da, da. prim-ministrul l-a pus așa cu fața în jos, nici să... Se... Oh, tabu la noi, sexualitatea e tabu total. Și ce se întâmplă? Iese copiii din școală uh -huh. deja la vârste care au relații sexuale și de nu au ce trebuie să facă, cum să se protejeze. Pentru protegeze. că nici în familie nu se discute nici în fa asta. Exact, e o Mă rog, acum s-au mai schimbat lucrurile și vreau să spun că unul din motivele care au dus la schimbarea asta, cel puțin la avansarea lucrurilor, au fost tocmai niște voci independente din social media, niște creatori care au, care au spus că, guys, așa nu e ok. Da. Deci, Mișcările astea și transformările astea trebuie să se întâmple și de jos în sus. Nu trebuie să așteptăm că doar cineva acolo la guvern o să se ocupe de asta. Oamenii trebuie să ceară aceste da, la schimbări. sigur. În vest așa și este, ca știi? Populația cere, uh -huh. populația votează corect, uneori incorrect, <laughs> și se întâmplă uh -huh. chestiile, știi? Adică, totuși, nu întotdeauna guvernarea poate să gândească uh -huh. la tot. Trebuie să venim și noi cu idei. Da, și uh, spuneam mai devreme un pic despre studiul ăsta pe care l-am făcut cu microcreatorii uh -huh. din, din Moldova. De fapt, după educație, anume partea asta de, de ecologie a fost a doilea domeniu, cel mai popular, în care oamenii doresc să se implice. Așa că dacă tot ai făcut acest apel da, public, probabil că și alți creatori din, din Moldova ar putea să te contacteze pe tine și poți să spui mai multe de detalii despre ce e vorba, cum ați putea să extindeți a, programul ăsta No More Plastic, sau poate sunt alte programe și proiecte internaționale care pot fi aduse și în, și în Moldova? Exact. Pentru da. că chiar trebuie să facem uz de, de soluțiile care funcționează în, în altă parte da. și nu funcționează aici. Aceleași um, goluri, Sustainable Development Goals. Obiectivele a, de dezvoltare globală, Da. A Uniunilor natin, United Unite. Nations. A Națiunilor Unite. <laughs> Națiunilor Unite. Uh -huh. um, a, e o chestie superbă, adică mm -hmm. trebuie să fie, trebuie să fie obligatoriu să abordate, măcar la un moment dat, măcar o săptămână în 12 ani de școală, într-un mod oarecare, deoarece se Probabil bazează... Câte, câte o săptămână pentru fiecare obiectiv, că el e 17. Foarte pozitiv <laughs> gândești. <laughs> dar măcar știi într-un mod mm -hmm. oarecare, dar sunt chestii atât de importante care chiar se axează pe tot, nu doar mm -hmm. pe de exemplu, aici am vorbit de plastic exact, aici este tot. Și business, și producere, și uh -huh. apă, și um, aceeași sărăcie, etc. Adică sunt chestii care cred că nu putem în ziua de astăzi să ieșim dintr-o școală și să nu le cunoaștem. Nu trebuie să fie responsabilitatea pe copii să facă Google uh -huh. și să învețe de pe internet. Trebuie noi să învățăm. Lucrurile cam așa și se întâmplă acum. Ei sunt autodidacți, majoritatea din ei, și învață probabil mult mai mult de pe YouTube da. decât de, la, de pe băncile școlii. Vorbind de partea de business, vreau să trecem un pic pe partea asta de antreprenoriat și să ne povestești despre ce faci tu în acest domeniu, pentru că ai o colaborare cu un brand de vins bijuterii, care sunt noi sau nu sunt noi, poți să ne dai mai multe detalii. Da, de fapt am două colaborări acum, ambele sunt sustenabile Prima despre care ai Monica... men menționat, da, Monica Vinader, Vinader. Este un brand foarte renumit în Anglia, în America, de bijuterii. Um, și am făcut deja a treia su colecție de succes. Uh -huh. anul, trecut am făcut, anul trecut am făcut una, apoi am făcut a doua aceea și în uh, silver. În uh, primăvară, și acum am lăsat o colecție total nouă. Și este produsă din... Uh, Metale reciclabile. Anul trecut a fost doar din argint reciclabil, uh, care este pe dedesubt și pe, din, pe deasupra este vermi. Uh, uh, este nu poluire, acoperire cu aur adevărată, adică e ca este mm -hmm. mult mai protectivă. Și anul acesta am reușit să ajungem și la aur reciclat. Și um, compania este superbă, Women Led. Uh, Proprietara Monica este superbă, donează foarte mult și este foarte implicată în tot ce ține de uh, probleme ecologice, etc. Și um, producerea este în India, unde ajută comunități de femei și le sponsorizează. Este un business social. Exact. Mm -hmm. Și, ai că de aia, m-am implicat cu ei, ce mi-a plăcut foarte mult tot, tot, everything they stand for, știi, tot. Uh, um, și. Uh, în cazul dat, era interesant anul trecut când am lansat, chiar vorbeam în Moldova despre asta și la unii li se părea straniu, știi, să, să cumperi bijuterii din ceva reciclat. Adică, la noi mai există mentalitatea asta că, că dacă trebuie să fie, trebuie să fie nou. nou. Da, da, nou e bun. Uh -huh. Și când ziceam că reciclat era așa, puțin, dar cum, de ce, știi? Uh -huh. uh, și oamenii nu realizează că, de fapt, metalele, în special, pot fi reciclate la un mod în care ele sunt practic noi: că e metal și trebuie doar să-l prelucrezi. Știi? Probabil și cel care este considerat nou de unii, probabil tot este reciclat, doar că exact. oamenii nu cunosc da. despre asta. Des, foarte des se întâmplă, da. Uh -huh. uh, și acum am mai făcut o colecție de genți care. Uh, din nou, uh, cotonul este de 80% mai puțin wasteful și folosește mai puțină apă. Pielea este, de fapt, piele vegană, dar cu adevărat vegană, nu plastic-based. Uh -huh. Este, de fapt, făcută din um, rămășițe de, din nou, rămășițe de, de um, apă, uh, măr. Uh -huh. um, și ai ca un proiect foarte, foarte interesant. Este mult mai mic deoarece brandul e o prietenă de-a mea care a fost mai mult un proiect creativ din partea ambelor. Ea este un brand mic, startup. Mm -hmm. Și ai ca, mie îmi face foarte multă plăcere. Deci, vor, acum lucrez doar la proiecte din asta. Dacă eu mă implic să fac o, o capsulă, e ceva sustenabil, ceva de impact, ceva un statement pentru restul industriei, etc. Mm -hmm. um, și da, cam atât. Nu știu nu știu ce am, despre ce m-ai întrebat, am uitat. Despre colaborările astea pe care le ai, dar te-am întrebat în acest context, pentru că mă gândesc că astfel de idei și astfel de modele pot fi făcute și din Moldova. Da. da? Deci, dacă ești, nu știu, dacă ești sau în Chișinău sau în, în regiune, ai putea să faci și tu, de exemplu, bijuterii, care îmi pare un domeniu foarte interesant, da. a, cumva potrivit pe cultura noastră pentru că în regiune, în mod special, femeile poartă multe, multe bijuterii, dar și uh, e un domeniu care, la fel ca și uh, partea de skincare, este foarte, foarte profitabil. Mm -hmm. uh, Unii creatori, uh, specific Kim Kardashian, da? a devenit uh, miliardară uh, nu din uh, că promova alte produse pentru cineva, dar că și-a făcut propriul ei brand sau branduri, și folosindu-se de această notorietate și following pe care îl avea, a reușit să construiască un business super profitabil. Da, mai multe businessuri, de mai fapt. Mai multe da. businessuri. Asta e întotdeauna, de câte ori vorbesc cu um, experți în business și CEO-uri, etc., eu întotdeauna zic că nu faci bani dacă promovezi ceva sau dacă lucrezi pentru cineva, faci atunci când tu produci produsul și îl vinzi. Deci asta ar fi un next level, următor nivel, după ce lucrezi câțiva ani și îi ajuți, pe alții să-și dezvolte businessul lor, să le promovezi un produs sau da. un serviciu, te gândești dar care ar putea fi produsul pe care eu pot să-l lansez, exact. cunoscând foarte bine cine este audiența ta. Da, da, și da. care sunt acele valori, poate, sau acele motive pentru care ei te urmăresc anume pe tine. Exact. Eu, personal, de, de mulți ani tot uh, mă gândesc la, la chestia asta, dar așa și sunt într-o dilemă permanentă, de a am făcut uh -huh. capsule și n-am început nimic de deoarece sunt așa, dar mai are nevoie lumea de un, încă un brand. De asta uhum. sunt eu pe partea mea de sustenabilitate. Mă simt oarecum, știi, și până poate într-o zi și eu o să fac ceva, dar să fie ceva care sau chiar este nevoie de asta, sau e sustenabil, dar chiar sustenabil. Că na, totuși uhum. cel mai sustenabil mod este să nu faci nimic nou, știi? <laughs> să nu produci nimic nou. Dar într un oarecare mod și... Da, dar nu aduci valoare, știi? Da. Nu e sustenabil, dar nici valoros. Și într-un oarecare mod, de exemplu, mod cu gențile care le-am făcut și cu bijuteriile, de fapt, uh -huh. dar în special cu gențile, că bijuteriile sunt mai multe branduri care fac din metale reciclate. Uh, cu geanta a fost o chestie foarte interesantă, dar deși e un brand foarte mic și producerea e foarte mică, dar a, oarecum a penetrat industria prin uh, WWD și Business of Fashion, adică uh, Forbes, uh, publicații din asta, My Business, și mi-au scris foarte mult atât jurnaliști cât branduri care au fost inspirați de ideea asta. A fost ca un fel de statement, știi, uite, poți să faci geanta din așa și poți să arate așa de bine. Uh, și nu e neapărat să folosești piele bazată pe plastic care e o problemă în, în separată uhum. și a fost deși nu este neapărat uh, un proiect mare de, de producere mare cum sunt bijuterile, a fost un proiect foarte statement care le-a comunicat industrie că uite se poate de făcut și uh, deja am foarte multe s-au apropiat de mine foarte multe branduri care vor să le fac consulting, să facă și ei ceva de genul, știi? Ai lucrat apropo cu, cu branduri din Moldova. Noi avem o comunitate de branduri în domeniul fashion, care se numește din inimă, uh -huh. lansat acum șapte, probabil șapte, opt ani. Și eu văd cum a impactat foarte mult um, industria noastră. Noi aveam o industrie textilă destul de dezvoltată, dar care de obicei producea pentru alte branduri. Uh -huh. Pentru branduri foarte faine, străine, luxury, da. dar producea în Moldova. Și acum, în ultimii ani, s-au născut branduri mei din Moldova și deja vând internațional cu propriul brand. Da. Tu ai lucrat cu, cu cineva din ei? Ai avut vreo colaborare? Lucrat nu, dar deseori mm -hmm. eu sunt foarte deschis. Atunci când vine vorba de branduri mici, eu nu, nu lucrez, deoarece. Mm -hmm. na, fiurile mele sunt destul de înalte, să zicem așa, și eu le, de obicei încerc să-i susțin, să zicem așa, pe gratis, adică. Dacă... oferindu-le un feedback cumva sau o recomandare da, exact, încerc uh -huh. să-i ajut prin feedback prin dacă vor să-mi trimite ceva și să port uh, etc. și chiar nu accept din principiu gen să-mi plătească sau chestii din astea, doar ce dacă îmi place produsul, eu îl, îl promovez pe gratis. Uh -huh. uh, și mi-au multe branduri de la noi, din România, din Ucraina, etc. Uh, în permanență îmi scriu, îmi trimit, mă întreabă feedback sau vor să-mi trimită ceva, etc. și un report. Și sunt foarte fericită să văd, în special din Moldova, branduri care, care fac chestii chiar stylish, știi, ca. Adică, nu, că înainte era foarte mult. Am impresia că erau chestii mai tradiționale, care sunt și ele superbe, dar nu sunt gen de fiecare zi. Acum sunt chestii așa foarte minimaliste, purtabile, de calitate superbă, ca chiar, chiar mă mândresc de, de industria noastră. Și brandurile astea acum se confruntă pentru o provocare pe care nici eu nu o înțeleg și vreau să te întreb pe tine: ce înseamnă slow fashion? Uh, Slow fashion, sunt mai multe moduri de a ab aborda slow fashion-ul, mm -hmm. dar în primul rând de obicei nu cred că brandurile astea ar trebui să se gând nu, nu că să nu se gândească, dar nu cred că neapărat îi atinge pe ei. Slow fashion-ul este mai mult atunci când vorbim de high street fashion, cum ar fi mm -hmm. Zara, H&M, Primark, mm -hmm. Pretty Little Liars, mm -hmm. adică, de fapt astea sunt și mai rele decât H&M, care al de Pretty Little Liars, Boohoo, etc, care Uh, sta este, ăsta nou uh, chinezesc, și în, in, in, uh, 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 care produc practic zilnic uh -huh. cantități enorme. De fapt, la Shein e puțin diferit uh, business de aia e atât de profitabil. Ei produc mai mult on-demand și nu au nimic fizic. Atunci când primesc comenzile, uh -huh. practic le produc, pe când toți restul au deja produs totul și după aia se aruncă, ca să se procură doar cantități mici și de aia vedem reduceri, cum ar fi al de bucu, uneori îi reduc până la 80 de cenți pe o chestie, că cum poate să coste 80 de cenți o chestie, știi? Și aici e vorba de slow fashion și apropo, nu doar la brandurile astea mai ieftine, dar și la brandurile de lux care produc câte 8, 10, 12 colecții pe an uneori, știi? Mm -hmm. Te-ai gândit că luxul ar trebui să fie, este mai sustenabil, deoarece este mai scump și se cumpără mai puțin, dar nu e așa. De-aia lvmh acum este, uh, proprietarul este cel mai bogat om din lume, a devenit acum, poate deja din nou, Elon Musk a luat locul, dar acum, o lună urmă, a devenit cel mai bogat om din lume. Și este luxury, te-ai mm -hmm. că se cumpără puțin. Um, și este și în, în uh, domeniul de luxury, în movement, să se producă mai puține colecții, să se arate mai puține colecții, uh, că nu chiar avem nevoie de resort, pre-resort, uh, primăvară, vară, mijloc de primăvară, etc., etc. Știi? Dar brandurile din Moldova, cred că. Doar au și producția mult mai mică, nu, nici nu se confruntă cu problema asta unde produc prea mult în fiecare zi sau săptămână. Eu îmi imaginez. Deci asta e de fapt uh, problema asta, când produci prea mult. Da, și prea și, des. Și prea des și pe lângă faptul că ai un impact negativ asupra mediului, mai ai și condiții care nu sunt foarte favorabile pentru oamenii care lucrează exact. în aceste fabrici, cel, cel, cel mai probabil. Da, da, da. O altă tendință care îmi pare foarte interesantă, mai ales că zilele astea am citit că Nike a cumpărat o companie care produce digital goods mm -hmm. și încep să dezvolte o colecție de digital shoes. Și acum cu toată povestea asta cu, cu Metaverse și cu realitatea asta paralelă pe care încearcă să o construiască Facebook în viitor, pentru că se... Așteaptă că vor lansa noi ochelari Oculus, în care vom putea face interviu, podcast într-o lume așa animată. Eu virtuală. deja am făcut ceva de gen, apropo. Da. Am hostat anul trecut uh -huh. o conferință de sustenabilă de fashion, exact prin că era în timpul pandemiei uh -huh. și era foarte interesant că eu chiar hostam și trebuia stăteam în ochelari, umblam și uh -huh. mă salutam cu toți digital, deci îi scoteam, ce... luam cafea și după aia Aha. intram și... Acum putem să de, zicem salut la saci în bla. A fost o experiență foarte interesantă, adică e ca deja se întâmplă chestia asta. Deci are loc acum un fel de convergență între lumea reală și lumea virtuală și lumea plătește și plătește foarte mult pentru bunuri care nu există, care sunt în format digital. Da. Tu ai auzit de NFT-uri. Da, sigur. Ce, ce știi tu despre despre NFT-uri? I mean, cam, cred că ce știi și tu, că sunt. niște uh... imagini. Da. Mie da. mi se pare NFT-urile da. foarte interesante, deoarece, din nou, mi se pare încă un progres în democratizarea și oarecum independența business-urilor mici. Deoarece. Um, în comparație cu alte produse care le vinzi și poate le vinzi la un moment când bunul ăla are un preț destul de jos și după aia, dacă prețul îi se mărește, tu, tu gata, pierzi orice conexiune cu acest produs. Cu NFT-urile faci toată viața în permanență, să faci bani pe re, 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 resell. resell mm -hmm. uh, Revânzare. Da. Și oarecum mm -hmm. îți rămâne impactul ăsta tău ca creator. De aia mi se pare... O idee superbă, dar în același timp e și și un, un, un market foarte... Speculativ, cumva. Speculativ și uh -huh. gen, mi se pare, uh, uh, epitomia capitalismului, că este uh -huh. atât poate fi atât de inflat, adică eu pot să ies mâine și să fac un NFT care are o mai maimuțică pe el și să zic uh -huh. că costă 500.000 de euro. Și dacă cineva vrea să-mi-l cumpă pe 500.000 de euro... Cine zice că nu costă da. 500 de mii de euro? Știi? Ai zis foarte fain. Ce-mi place la, la NFT-uri că este o piață absolut nouă, care nu exista. Pentru că atunci când lansezi un business sau identifici o piață, identifici o problemă și încerci să o rezolvi, oferind ceva mai valoros sau poate mai ieftin sau poate mai bun, cu alte caracteristici, în acest caz, considerând că tehnologia blockchain va schimba foarte, foarte multe industrii în viitor, tu ai posibilitatea și să explicăm la lume ce înseamnă NFT, prescurtat de la Non-Fungible Tokens, deci chestii care nu pot fi replicate, da. care sunt unice. Cumva, anume partea asta de exclusivitate și face ca acest produs să fie mult, mult mai dorit, când mai multă lume își dorește același lucru, ai efectul ăsta de ca la bursă, știi? Da, da, da. Când, când licitezi ca la Sotheby's da? sau la da, Christie's da, da, da. și astfel ajungi să vinzi ceva care, de fapt, cel mai valoros ce are, e parte de istorie. Tu mm. cumperi o poveste, da. cumperi ceva ce e legat de, de cel bun. Că nu, mă rog, o imagine digitală nu are cum, la propriu, să fie mai valoroasă decât un tablou fizic, sau cel puțin a, așa consideram noi până acum. Toate da. lucrurile în viitor vor fi altfel. De aia, unii uh, își fac griji că, probabil, tinerii de acum vor. Cheltui mult mai mulți bani pentru digital goods și nu pentru real goods. Nu -o, da. o să le fie foarte important cum arată camera lor, dormitorul lor, dar vor fi foarte preocupați de cum va arăta mobila și designul interior din camerele lor virtuale, acolo unde de fapt își petrec mai mult timp. Online. Da. Dar ca să zic, aica, vreau să precizez că știu că eu chiar primesc multe mesaje gen să cumpărăm, etc., ai ca să fiți foarte atenți, deoarece ai, ca orice, știi, are și downside-ul. NFT-urile, cred că mai mult eu am, am suspiciunea asta, că a explodat ca money laundering scheme. E adevărat. Probabil în mai mult de 50%, probabil în 70-80% sunt de fapt niște bule. Exact. Și văd foarte mulți oameni care de fapt, să zicem, cred că NFT-ul e următorul Bitcoin și cumpără orice NFT-uri, dar de fapt dacă cere cineva 30.000, nu înseamnă că chiar are valoarea asta. E ca trebuie să fie totuși oarecum sau un artist, sau o persoană cu un following, sau e ca trebuie să aibă o istorie, trebuie să înțelegi că nu este un random, nu știu cine, care pur și simplu a pus-o și tu în grabă, cumperi, știi? Și uh, e, e foarte important, ca adică, să nu te arunci în vând după chestiile astea, dar să ai ca, știi... Să cercetezi. Ca orice cercetez nou care foarte apare, noi, da. e o oportunitate pe care trebuie să te educi. În primul rând să vezi cum asta lucrează și, decât să cumperi, probabil să nu te gândești ca consumator, dar ce-ar fi să te gândești ca un creator. Mm -hmm. Ce NFT să crezi eu, poate, și să nu încerc, poate, să-l vând cu 30.000 de dolari, cum spui tu, dar hai să fac primul dolar sau hai să facem primii 100 de dolari. Da. Fânzând un NFT și după aia mai, mai vedem. Cel puțin să încercăm ca să ne autoeducăm exact. În, în această direcție. Dar pentru că ai spus și de Bitcoin, ai văzut ce a spus Elon Musk la, la tema asta? Comentăm și ce zice. De Bit sau de Doge? și de una și de alta. Pentru că în ultimul lui interviu la Letterman a zis că bitcoin nu l vede, de fapt, fiind foarte sustenabil și nu-i vede un viitor, pentru că a numit-o a celor bogați. Pe când Doge este mult mai democratic și vede o aplicabilitate, da. inclusiv ținând cont de costul pentru fiecare tranzacție. S-a făcut un studiu că dacă faci o tranzacție cu un Bitcoin sau Ethereum, se consumă atât de multă energie electrică că ți ajunge să mergi cu o Tesla, nu știu, 3, 4, 7 kilometri. Da, da. Tu ai avut interacțiuni cu domeniul ăsta de cripto? De... Da, da. Așa da, ca sunt... curiozitate sau ai fost implicată în ceva? Nu, ca curiozitate. Mi s-au mm -hmm. oferit de mai mulți cunoscuți să-i să susțin cu mm -hmm. lansarea unor uh, monede cripto și nu sunt destul de... Uh, pro în domeniu și am decis să nu mă implic, dar din pură curiozitate și din întâmplare au fost de fapt investiții foarte bune. Uh, da, na, făcusem și din nou, făcusem și research destul de mult și ai adică, ca, din nou, nu cumperi așa din pod, ca ai văzut. Și cu Elon. Aș fi su puțin suspicioasă că cu el întotdeauna am impresia că el puțin îi place să-l joace pe Dumnezeu și să, să testeze cât de multă influență are. Mm -hmm. Dacă el zice că doge e așa, cât de tare o să se ridice. Adică mm -hmm. nu aș lua o caște, neapărat un o, scris. Un adevăr, da, cumva, da. Un scris în, e o părere. E o părere. Mm -hmm. Și aș zice că e o părere care vine din ego-ul lui ca să vadă cât de multă influență poate avea el. Deci, Again, eu ce văd că zice el... Na, mai verific stocurile la Dodge când menționează, da, da. Da, îți dai seama că influențează foarte mult și chiar a crescut când a spus că vor accepta Dodge pentru, pentru a putea cumpăra Tesla. Pentru el, asta este un, un, un market. Da. da. Și asta, de fapt, duce la creșterea valorii companiei lui. Dar vreau să te întreb dacă ai văzut filmul Don't Look Up. Încă nu, apropo. Am aproximativ înțeles. știu despre ce e și că eu... Un comentariu social, așa, dar da. încă nu l-am văzut. L-ai văzut? L-am văzut. Uh, am văzut prea multe discuții. Nu mi-am spus părerea despre, despre acest film, și nu o să-ți spun acum prea multe ca să, ca să nu-ți fac vreun, vreun spoiler, dar uh, sunt două asocieri acolo, două comparații. Unul în care acest meteorit, această cometă care vine spre, uh, spre Pământ, este de fapt o metaforă pentru ceea ce înseamnă încălzirea globală. Da. Pentru că toți vorbesc despre asta. Așa am înțeles că am și eu, da. Și autoritățile, conducerea, cumva, se face că problema nu, nu, există. Asta este o metaforă care e, de fapt, cel mai important mesaj, probabil, din film. Și a doilea este, cumva, tocmai comparația asta cu acești super uh, dezvoltatori de, de companii, acești supereroi moderni care vin cu soluții dar în același timp, se gândesc cum pot să exploateze aceste vulnerabilități a oamenilor într-un interes comercial. Da. Asta pentru cei care nu au văzut filmul, vă recomand să-l vedeți. E fan e bun. Nu cred că nu o să vă placă cel puțin e fan. Mm -hmm. Da, chiar, cred că seara o să, o să văd. Dar pe partea de asta de, de, de blockchain și cu cripto, îmi pare foarte interesant și sunt de acord cu ce ai spus tu, că nu trebuie să ne lăsăm implicați în ceea ce nu cunoaștem, pentru că, de fapt, ăsta este modelul de îmbogățire acum, pe foarte multă lume care merg așa cu tendințele, da. că au auzit că e bine. Da? Pe când, într-adevăr, este un business foarte, foarte speculativ și nu prevăd foarte mare valoare din el, cel puțin. La momentul actual, eu, de exemplu, nu cred că mi-aș lua un Bitcoin. Probabil că era uh, fine dacă făceai asta câțiva ani în urmă. Mm -hmm. Când era la așa valoare, câteva sute de dolari și tot așa. Mai mult pentru a testa și a, pentru a vedea cum asta lucrează. Da. Dar acum îmi pare uh, prea târziu. Probabil va exista la un moment dat vreun boom. Se va sparge această bulă, cum mai a mai fost și, și în trecut, și aceste cripto vor trebui să fie cumva reglementate ca să existe o cel puțin un sentiment de a anticipa oarecare siguranță. Da. Acum asta nu există și din cauza asta există prea multe speculații. ca da. adică, dacă oamenii chiar vor să investească, câte puțin mm -hmm. le-aș recomanda să se uite la astea mici, știi, să facă puțin research, se intre pe forumuri unde se discută uh -huh. în permanent oameni care sunt super obsedați și buni în domeniul ăsta, cum ar fi. Am văzut chiar anul ăsta cel mai mare, pare mi se am văzut zilele trecute un uh, report, că cel mai mare return on investment l-a avut bu de fapt. Adică să se uite la din asta mici uh -huh. unde pot investi câte puțin și chiar și dacă au timp să facă day trading sau, știi, investesc uh -huh. puțin acolo, aici, dacă văd un pattern de ridicare de al de bitcoin, și acolo trebuie să investești mult ca să ai un, un return bun. Pe deci, de o parte, a avut dreptate masca când a spus că e criptomoneda bogaților. Nu toți își, își permit. Da. La tema asta, ultima întrebare pe care vreau să-ți-o dau. Crezi că ar fi bine ca legislația din Moldova să deschidă portița? pentru monede cripto, crezi că asta ar crea o oportunitate nouă, poate o nișă nouă, care ar putea să aducă o contribuție la bugetul de stat, care e destul de auster, totuși. Vorbești ca metodă de plată da. sau... Ca, în general, să fie reglementat, acceptat și încurajat, pentru că asta, de, de exemplu, se întâmplă în unele țări din Middle East. Asta s-a da. întâmplat și în, și în Georgia, în Armenia, în Ucraina. Uh, vestul, în Moldova, chiar dacă chestia asta nu e reglementat, dar există investigații jurnalistice că în Transnistria, de fapt, se fac foarte multe activități, acolo au crescut de două ori consumul de energie electrică, pentru că nu este foarte ieftin și cel mai probabil că niște tipi mai șmecher din, din Rusia exploatează această vulnerabilitate. Plus că, din nou, să nu uităm că iar e o metodă foarte bună de spălare de bani, etc. Uh -huh. Da, la sigur, cred că, pentru Moldova, acum cred că orice idei inovative de a face investiții de oricare tip, fie de la străini, fie de la localnici, deci fie din digital, este o idee bună. Cum vorbeam și noi, ca tot ce ține chiar și nu doar de criptu, dar chiar și introducerea noilor legi de investiții pentru străini, cu reduceri foarte mari de taxă, cu rezidență taxală foarte mică pentru străini specific. Adică ce, mm -hmm. orice orice, ca să aducă capital nou. ca asta-i trebuie, de fapt, Moldovei, ca să se renască. Nu putem să o reconstruim dacă nu este capital, știi? Mm -hmm. Crezi că acest capital ar veni de la investitori străini? De exemplu, vezi tu străini care ar fi motivați să vină, să locuiască în Moldova sau să investească în Moldova sau, probabil, că trebuie să vedem cum putem să îi încurajăm pe conaționalii noștri, care, probabil, au acumulat acest capital, nu doar de bani, dar și de experiență și cum pot fi conectați ei la procesele care se întâmplă în Moldova. Da, toate și nu vorbesc chiar de străini de locuit, dar uite, multe țări, cum ar fi Bulgaria, Dubai, mm -hmm. au setate anumite um, programe pentru străini unde nu trebuie să fii. Fizic în țară, adică poți să deschizi companii, să devii rezident taxal în acele țări și să nu locuiești acolo, adică, de exemplu, să vii o zi, două zile pe an da, și să ai o taxă minimală și să aduci între timp impozite țării de la, de la o sursă care de altfel nu există. Deci trebuie să fie metode din foarte ușoare și în cazul, dacă nu știu cum mai este acum, țin -mi minte, cândva era foarte dificil să deschizi o companie, să o înregistrezi, nu știu mai dacă simplu, mai... dar a fost la un podcast precedent, Alex Curdila, care tocmai și-a înregistrat compania și a spus că încă se făceau anumite înregistrări de mână, ceea ce nu este ok deloc. Exact. Deci trebuie să digitalizate și ușurate procesele de a porni o companie chiar și pentru cei care nu sunt neapărat Cătățenii Moldoveni. asta vrei să da, spui. Exact, exact uh -huh. în special necetățeni și am observat foarte mult. Adică Dubai este un business în itself, știi? Oraș toată, business, da. toată chestia asta de rezidență taxală pentru străini. Bulgaria a început aceeași chestie. Estonia. Uh, Estonia, da, aceeași chestie. Și de ce nu, uh -huh. știi? Și uh, în același timp, cred că... Nu știu, de cum vorbeam noi, chiar și de, de film, chiar și uh, moduri de a, de a atrage investitori mici, chiar și localnici, știi, din nou, granturi atunci când vine vorba de businessuri sustenabile sau businessuri care pot aduce uh, o valoare uhum. nouă în Republica Moldova. Știi, o încurajare și de la guvern. În ce domeniu ai investit tu? Tu ai făcut investiții sau uh, până când doar uh, casa din uh, Milano este investiția pe care ai făcut-o? În, uh, uh, din nou, uh, investiții, am dar nu mă ocup, eu se ocupă partenerul meu, că eu nu înțeleg, nimic uh -huh. în ce ține de bonduri și shares și chestii uh -huh. din astea. Deci, acțiuni, da? Exact, adică hai uh -huh. ca sunt unele dintre cele mai safe. Uh, Apple, Facebook, chestii care știi. Știi sigur că uh, o să crească. Exact, guvernul american, american, uh, american Military, etc. Știi chestii, dar în același timp uh, în diverse locuri din lume, ca să nu uh -huh. ai portofoliu doar într-un loc. Eu personal nu mă pricep deloc în chestia asta. Uh, în ce ține de branduri mici, cum am și vorbit și cred că, nu știu dacă vrei să menționăm puțin, dar te rog. Uh, branduri mici e o idee pentru creatori, tineri sau chiar, nu știu, business managers, etc., adică oamenii care au un anumit, au cunoștință într-un anumit domeniu, să se implice în business-uri, în start-up-uri, care nu au poate bugete, dar au o idee foarte interesantă cu... prin equity. Mm -hmm. -mi să capital în română? Cotă-cotă parte, dar cotă. equity. Equity e un termen care este general, în general recunoscut. Perfect. Deci să, să devină asociați da? pentru exact, dezvoltarea da. unor startup-uri. Exact. Și uh, ce ofer tu este experiența ta, timpul tău, etc. Uh, este un mod destul de popular acum în vest. Îți spuneam că chiar Gary V um, face chestia asta foarte mult. Mulți influenceri, mulți uh, business consultants, etc. Uh -huh. fac ceva de genul unde uh, Si deci se, ofere... se implică ca minority stakeholders exact. în anumite startup-uri și devin unii, un consultant pentru acest startup, dar și încearcă să-i promoveze. exact, Poate da. mai contribuie și cu o parte de bani, dar și parte de, de bani și parte de implicare în promovarea exact. lor, în parte de introductions, da, networking. Exact, exact așa. Uh -huh. Da, da, da. Și deoarece chestiile astea de obicei știi, se angajează oameni să se, se plătesc pentru consultanțe uh -huh. etc și multe startup-uri acum decid să meargă de fapt la oameni care deja au portfolio ăsta de de relații, de experiență, de, uh, poate, audiență online și pot ajuta prin toate chestiile astea și le oferă în return uh, share-uri din companie. Și exact aceea și l-aș recomanda și aici oamenilor, dacă uh -huh. au idei, să nu, să nu se sfieze, să să, să scrie, da, să comunice, să da? comunice, S să uh -huh. încerce să, uh, să ia investori noi prin anumite moduri, cineva poate vine cu o practică în o chestie, cineva cu practică în altă chestie, chiar dacă nu pot contribui cu bani. Și toți lucrează pentru a face startup-ul ăsta să ajungă undeva, știi? Uh -huh. Da, și vreau să zic că eu așa am lucrat cu câteva branduri mici și uh -huh. o să vedem. Deci, ai fi uh, interesat în continuare? să ai astfel de colaborări, inclusiv cu startup uri care vin din, din Moldova, dar care au ambiție globală. Da, sigur. Dacă e, Eu sunt foarte uh -huh. picky. Uh -huh. Dacă e ceva ce mi se pare mie, că mi se potrivește, cred eu în chestia asta, etc., sunt super deschisă uh -huh. să, să suport startup uri branduri, în special ale mici, că alea mari au bani să plătească. E bine de știut. Zim despre casa D&D. Cum s-a da. născut uh, ideea și... De ce ai ales, de fapt, să, să mergi să locuiești în Milano? De fapt, n-am ales-o. S-a întâmplat puțin întâmplător. Uh, ideea era să fim între Londra și Milan. Și, de fapt, încă vrem să ne întoarcem în Londra, dar ne-am mutat chiar înainte de COVID uh -huh. și aveam și apartamentul din Londra și în COVID n-am putut să plecăm acolo șapte luni sau ceva de genul și nu mai avea sens să... Achităm chiria în Londra și am lăsat apartamentul ăla că, că sunt foarte destul de stricte restricțiile între traveling, Londra, Anglia, Europa. Și acum suntem temporar în Milano. Casa D&D este un concept care de fapt de mult vreau să o începem, că suntem și eu și partenerul meu foarte pasionați de interior design și nu este neapărat o chestie ce ține de o anumită casă, da, apartamentul pe care îl avem acum este închiriat, dar e mai mult conceptul, gen unde o să ne mutăm noi, o să fie casa D&D mm -hmm. um, și o să luăm conceptul asta după noi. Uh, și cam așa. Și în ce constă conceptul? Ai ca doar uh, practic, interior, știi, experiența noastră de interior design, cum decorăm noi, unde locuim, uh, mm -hmm. uh, comunicată prin poze, prin video, etc. E o chestie mai mult de de hobby și de satisfacție să sufletească um, decât necesar la momentul dat. Nu e o chestie financiară, da? Deci observ că se ridică foarte mult și foarte repede tot ce mm -hmm. ține de interior design influencing. Uh, în stories-urile tale pe, pe Instagram, văd că ești pasionată și îți place să descoperi restaurante faine și faci și liste. Apropo, avem o pasiune comună și, <laughs> și eu tot vreau foarte mult să ajung în Tokyo, în Japonia, dar am văzut multe review-uri la restaurante din Odessa, de exemplu. Mm -hmm. de restaurante pe care le ador și, și eu și de-aia îmi place să, să merg acolo. Um, care sunt locurile tale preferate din, din Chișinău? Mai mm, prins la cinstit? Nu prea am nu, la Nu locuri. doar localuri, poate locuri. Um... Pot să zic că îmi place foarte mult, vorbeam de cafeaua la Poetry, mm -hmm. doar ce a unul dintre cele mai bune uh, alternative la lapte, e un lapte mm -hmm. de migdale, foarte, foarte gustos. Uh, mai e o cafenea, dar nu, nu mi-aduceam aminte, eu sunt rea cu numele, Nu, mm -hmm. nu. mai e o cafenea la Desc ieșirea descrio. din oraș, okay. la ieșirea din oraș pe Grenoble, mm -hmm. spre Zopar, până ajungi la Cercul ăla, e pe But partea stângă. Point. Nu, nu, no. nu. E micuță și fac uh -huh. și boluri pocchio foarte gustoase și au o cafea superbă. Meeting Point, apropo, sunt uh, foarte bune burgerurile, chiar zilele uh -huh. trecute am mâncat. Mai e un restaurant mexican la Mol, pare mi se. Uh, Restaurantul cel gustos. mai bun. Ăla de la Mol uh, n-aș spune că e cel mai bun, dar am încercat este acum El Paso, care care este pe Așa armenea. și n-am fost la El Paso. E foarte bun. E unul din restaurantele mele preferate. O să încercăm. Care îți recomand, pentru că am văzut că în lista ta cu restaurante din, din Chișinău nu, nu ai prea multe. Nu, cinstit în Chișinău nu prea, nu știu, când vin sunt cam, nu. nu vreau să părăsesc casa. Deci mai mult stai acasă. De deci ce mai da. multe familie și, și rude. Cum, da. vezi, cum vezi viața din Chișinău comparativ cu ce se întâmplă în Milano și în Londra? Prea mult trafic și prea multe mașini la sigur. Uh -huh. uh, care apropo din nou să ne întoarcem la sustenibilitate, câștignă, de câte ori vin, realizez că are mult prea multe mașini pe zic nu mașini în comparație cu populația, adică sunt uh -huh. mult prea multe mașini pe familie. Este un număr aberant de mare de Poate mașini. Lumea nu folosește transportul public. Și asta e, exact. Și nu prea ca... pre merge pe jos, nici nu există prea multă infrastructură da. potrivită pentru a te deplasa pe jos. Exact, păi asta și este. E nevoie de multe investiții în transport uh -huh. public și în special în alternative verzi de transport public, adică autobuse electrice, minivanuri electrice, etc. Poate chiar și un tram. Cândva Chisinau avea tramvaiuri, acum nu mai are tramvaiurile. Sunt, sunt așa în română, se zice tramvai? da. da, da, da. Sunt unele dintre cele mai... Fers. friendly, eco-friendly, uh -huh. da, moduri de, de uh, transport, uh, dar neapărat văd problema asta în Chișinău că transportul public este foarte limitat și cred că de-aia exact cum ai zis tu uh -huh. și în special cred că dacă ieși din afara orașului, e foarte complicat să ajungi. Adică îți trebuie înțeleg oamenii de ce le trebuie mașini. Nu sunt trenuri rapide, nu sunt tramuri care ar putea conecta uh, chiar și localitățile în apropierea Chișinăului, care da. sunt parte din municipiul Chișinău, ceea ce e o problemă mare, cum altfel se numerească, și normal că sunt mașini. Dar asta am observat, în special locuind în Milano, unde au uh, suburbiile, sunt super, super conectate, da. dar chiar au și o Taxă de. se numește Green Tax, unde dacă nu ești rezident în zona centrală, nu poți. Dacă intri cu mașina, îți dă un fel de taxă extra, știi, da. ca, ca un fel de... Nu e... Uh... Eu cred că asta e o idee foarte bună. Exact. Să există astfel de regiune în centru. Și vezi, ai mm -hmm. ca să vede, o diferență foarte mare. Sunt foarte puține mașini în centru Milanului. Mm -hmm. În comparație când ieși și câte le vezi da. la periferie, sunt foarte puține în oraș. Dar e nevoie de nou de restricții, de același și drumuri de bicicletă. De ce nu sunt la noi? Că văd destul de mulți oameni acum pe scuteruri, biciclete și... Ele se fac pe hârtie, teoretic ele există, dar de fapt uh, it's a joke, da? pentru că de fapt se fac pe carosabil și oricum mașinile parchează acolo unde teoretic ar trebui să fie doar, doar biciclete. Da, din nou același problema parcării și înțeleg că nu ai unde să te parcăzi, dar de ce să nu faci parcări plătite, destul de ieftin plătite, dar să le faci și... Mm -hmm tot centru unde mașinile se parchează așa mm -hmm. iura, cel puțin să fie, nu știu, 5 lei pe oră, știi? Și să meargă, meargă banii ăștia la buget să se îmbunătățească și mai departe, parcările, etc. Ca acum, oricum, se parchează mm -hmm. toți unde, unde cam vor, că n-au unde să se parcheze. Wild nu West. sunt, da. nu sunt parcări, deci înțeleg. Dar de ce să nu, folos, să nu oficializez chestia asta? Că și în Europa se parchează oamenii la fel. Dar sunt locuri legale. Și, și dacă se achită, ai parcat sau... ai plătit o amendă. Foarte exact. ușor, de fapt cel mai multe amenzi probabil le-am luat în Italia. Dar în același timp nu poți să dai amenzi oamenilor că ei n-au să se parcheze. Adică tot trebuie să fie un, mm -hmm. o balanță. Asta e cea mai mare... Deci traficul și mașinile și situația asta e cel mai tare mă da? irită în Chișinău, da. Recent avem un, un nou guvern, un nou parlament. Tu ai vreo speranță legat de această nouă putere? Ți-ai dori în mod special ca acest guvern să facă lucrurile altfel decât cei care au fost înainte? Desigur, și normal, adică uh -huh. ce a ai fost făcut a, mai înainte. Tu ai fost, de fapt, o voce așa puternică și chiar te-ai implicat. Am fost surprins că te-ai implicat activ și ai, ai mobilizat oamenii să, să meargă la vot pentru că ai un following foarte mare în Moldova. Ce te-a motivat să fii atât de implicată? Eu întotdeauna am fost implicată, adică, cum ți-am zis, știi. Am studiat știința politice, cândva vroiam să intru în politică, nu, nu mai există speranța asta, nu speranță, adică nu vreau. Never say never. Nu, nu mă interesează, e un another wild, wild west. Mm -hmm. mi e place să fiu independentă și atunci când ai un milion de reguli și un milion de deci ochi asupra ești, ta... Deci nu ești neapărat genul de om care să lucreze într-un sistem. Da? Nu, deci exact. ții foarte mult la autonomia și independența da. ta. Da, și îmi place să fiu pe din afara okay. sistemului și să ajut unde pot, știi, să mă implic mm -hmm. în anumite proiecte, dar cu condițiile mele. Um, să nu să răspund cuiva prin, nu știu, mm -hmm. donații, să răspund de anumite bugete, etc. etc. Și, da, am foarte multă speranță și sper să nu fim dezamăgiți. Uh, cum am zis, speranța mea cea mai mare este cred că autonomia țării, că nu cred că putem să ne dezvoltăm până nu suntem complet autonomi. Și asta e tot, atât politic cât și energetic, dar la noi cam e, știi, sunt, merg mână-mână în politic, energetic, etc. Um, și la fel sper foarte mult să se pună un accent pe viitorul țării, cum am vorbit noi, că exact. Cred că niciodată până acum în Moldova niciun guvern nu a pus. Uh, uh, oarecare efort în viitorul țării, deoarece tot se gândeau la la, prezent, la da. prezentul lor și la anii lor. Și la urgențele care sunt acum. Da. Pe când acum, cred că este timpul. Cum ai zis și tu, ai ca țara chiar are nevoie de un plan pe 30-50 de ani înainte uh, care să, să fie pus în... Deoarece așa se întâmplă chestiile astea. Nu se întâmplă peste noapte, știi? Uh, îmbunătățirea economiei, îmbunătățirea ecologică, introducerea anumitor sisteme de, de renewables, etc., ele durează. Și sper să, din nou, ce vorbeam numai ce de transport, mm -hmm. mai multe trenuri, mai multe poate chiar metrouri, tramuri, chestii din astea. Deci infrastructura ca... de, de mobilitate. Exact. Și nu doar mm -hmm. în Chișinău. Da. Moldova e mai mare decât doar Chișinău. De fapt, o dezvoltare se va simți cu adevărat când se vor dezvolta regiunile, nu doar Chișinău. Altfel exact. lumea va pleca mai întâi din regiuni, din raioane, încă raioane, în Chișinău și peste hotare. Da, cam așa și uh -huh. se întâmplă, cred. Ai adică... ca Pot să înțelegi, infrastructura e foarte rea, sunt oportunități foarte puține. Dar, probabil, asta și este o oportunitate să, să vii și să investești, să dezvolți niște proiecte foarte ambițioase din infrastructură care să fie susținute și de donatori și parteneri internaționali. Pentru că bănuiesc eu că nu există neapărat resursele interne exact. pentru astfel de mega-proiecte. De exemplu, îmi imaginez cât de fain ar fi să existe. Uh, ok, hai să visăm un pic. Un hyperloop da, din Kiev în București care se treacă prin, prin Moldova. Da? Da. Sau o magistrală pentru transport de, de mărfuri cu tiruri autonome da, care să meargă din Istanbul în Varșovia și, din nou, da, să treacă. Pentru că noi suntem, un, de fapt, putem transforma această regiune într-un într hub regional. Uh, am vrut să te întreb dacă ai văzut mesajul de anul nou al președintei. Chiar nu am văzut, că eram exact să ieșisem în stradă cu vecinii și așa și nu l-am privit. Dar cum mai aprecia în general activitatea ei după primul, primul an? Cinstit eu până ce am văzut chestii care chiar m-au impresionat. Acum am auzit multe păreri diverse. Cred că știi, problema este că oamenii așteaptă, când vine o guvernare nouă, să fie Gen, o revoluție industrială. Când, să fie. Uh, aceste schimbări să fie imediate. Imediate, da. da. Uh -huh. Când, de fapt, ai ca nu poți să vii când economia e spartă, când și să ai un încerci miliard să faci în, în buget. și să încerci să faci chestii care pur și simplu n-ai bani, n-ai capital uh -huh. pentru chestia asta. Și mai intrăm și în problemele cu gaz, care nici nu sunt, uh, nu sunt dependente de noi, sau cel puțin sunt rămășițe din. Uh, fostele putere, etc., și plus mai este și geopolitica la putere, și oamenii confuză toate chestiile astea, Ei le pun mm -hmm. toate împreună și înțeleg că e foarte greu, dar cred că aici e nevoie de cât mai rapid de introducerea unor legi pentru a atrage investiții internaționale, pentru a atrage uh, granturi internaționale, știi, că adică e nevoie de ceva, e mm -hmm. nevoie de chestii care să ridice economia și deja de acolo. O problemă mare cu care se confruntă cei care au venit acum la guvernare e că nu au oameni. Deci nu sunt oameni suficienți și competenți, adecvați și în domeniul privat, și în domenii critice cum sunt educația sau medicina, dar și la guvern. Nu sunt oameni, există foarte multe uh, poziții care sunt libere. Ce crezi că lumea nu-și dorește să lucreze la guvern și ce le-ai recomandat tu să facă ca să găsească oamenii potriviți? Cred că și mai este, adică adevărul, nu mai știu, că în ultima dată a fost, nu știu dacă cu guvernarea nouă, nouă s-a recalculat populația Moldovei adevărată, care a rămas în țară, dar noi știm foarte bine că am vreo 50% din oameni sunt peste hotare și aici cred că și vine problema. De exemplu, o idee ar fi, nu știu dacă au făcut-o, dar uh -huh. să publice, să facă un call la oameni chiar din diasporă, concursuri. Vă vrem în guvern. Eu cred că mulți s-ar întoarce, că sunt foarte mulți. Putem vedea chiar și din uh, voturile de peste hotare, rândurile la care au stat oamenii peste hotare. Oamenii vor Moldova să se îmbunătățească și cred că mulți s-ar întoarce, uh, oameni cu experiență, cu universități prestigioase de peste hotare, etc., să fie parte din, dintr-o speranță nouă, să zicem așa. Dar e nevoie și de și de, de a fi mai deschis. Cred că nu poți să fii în mentalitatea aia veche, gen a, trebuie să faci aplicația la job, trebuie să ai atâta experiență în domeniul ăsta, nu. Trebuie deci să trebuie găsești să mai, oameni... Mai, mai accesibil. Mai accesibil, tot acest da. Proces. Oameni care cunosc și înțeleg și sunt experți, dar nu ne-au operat, au lucrat în... Politică. Nu neapărat poate a locuit în Moldova în ultimii 10 ani, știi? Uh -huh. Cred că asta ar fi una din metodele de a atrage. Asta este ceea ce se întâmplă acum în domeniul justiției, pentru că până acum aceste legi erau atât de rigide că solicitau un anumit nivel de experiență pe teritoriul Republicii Moldova. Iar acum, cu ultimele modificări, s-a admis să fie calculată inclusiv experiența pe care o ai în afară. Dar îmi pare curios ceea ce ai spus tu legat de rânduri. De o parte e frumos și emoționant când vezi cum oamenii stau în rânduri, dansează hora da, când, când merg la, la alegeri. Dar în același timp te gândești la cât de mari sacrificiu și efort fac oamenii pentru a ajunge să, să voteze. Acum se discută, chiar a fost publicat pe 30 decembrie, un, un apel din partea Comisiei Electorale Centrale pentru a fi format un grup de lucru care va elabora și va cerceta posibilitatea de a introduce a votului electronic, inclusiv pentru cetățenii din diaspora. Ar fi super. Crezi că ar duce la un grad de implicare mai mare a cetățenilor, a moldovenilor, da. în procesul de luare a deciziilor în Moldova? La sigur, ai că chiar și de câte ori se întâmpla că oamenii mergeau la secțiile de votare de peste hotare și nu mai erau buletine, uh -huh. rândurile erau atât de mari că nu reușeau să voteze, cred că la sigur s-ar mări și în același timp nu toți vor să treacă, cum ai zis tu, prin sacrificiu ăsta, știi? Unii, în special, prin, vedeam prin America, prin țări mai mari, trebuiau chiar să meargă cu mașina vreo... 4-5 ore ca să ajungă, adică, aici ca să fim serioși, știi? E chiar da. e nu trebuie să treci prin astfel de chinuri și exagerări ca să votezi. Trebuie să fie normal, mai ușor. Te-am întrebat dacă ai văzut mesajul Mai Sandu, dar de asemenea în, în weekend a apărut un interviu al Mai Sandu cu Dorin Galben și ea a spus uh, uh, la moment că cu toții avem rolul nostru în a construi o societate mai armonioasă. Cum vezi tu rolul tău? Cum te vezi tu implicată pe viitor în Moldova? Pentru că bănuiesc eu că nu neapărat o să revii să stai aici de tot, dar tu ești omul care mereu se întoarce și mereu face ceva. Cum vezi uh, rolul tău și cum uh, vei contribui tu pentru această societate mai armonioasă? Hmm, bună întrebare! Uh, cred că nu știu. Aica, eu sunt deschisă. Dacă cineva vine și îmi zice să mă implic în ceva și îmi place ideea, o să mă implic. Uh, chestii exact cum am vorbit, știi. Uh -huh. uh, probleme sociale, uh, probleme de sustenabilitate. Uh, educație. Educație, ecologie. exact. Activismul meu uh -huh. pe tot ce ține de promovarea acestor idei și promovarea îmbunătățirii nivelului de, de viață în Moldova, eu sunt acolo. Tu de asemenea ești o femeie independentă și într-un video pe care l-ai postat pe YouTube mai mult timp, spuneai că rol modelul tău este Elisabeta 1, mm. întâi, da, sau cum, da, Elisabeta, da. și o apreciezi pentru self-control, pentru putere, victorie și puterea exemplului. Crezi că și tu ești un exemplu pentru alte fete din din Moldova care te urmăresc pe Instagram sau pe, pe YouTube? Nu știu. Ai, eu sper. <laughs> în special, nu partea de fashion, etc., uh -huh. dar partea de, știi, suficiență din nou personală, uh -huh. independență, încrederea în sine, ai ca asta chiar sper. Mă, dar, știi, pot să sunt mulți oameni care se îmbracă frumos și nu trebuie neapărat să te uiți la cineva cum se îmbracă, dar sper că oarecum eu sper că Uh, reușesc să, să break the stereotypes, știi, unde. Uh, să schimbi anumite ex, exact. imagini și percepții, stereotipuri. Exact. În primul rând, știi, de, în, în vest, de femeile este europene fiind uh, femei întotdeauna reprezentate în filme, etc., ca fiind prostituate sau spionaje, uh, șpiona din asta, sexy, care. Uh, spioane, da? Spioane. Ceea ce nu e rău, de fapt, e o industrie bună. Dar, dar niciodată oameni normali, știi, ca un pur și simplu om de rând că adică nu trebuie să fii mega nu știu ce, sexy fam fatal. Uh -huh. Suntem și, și femei simple care pur și simplu vor să-și facă uh, știi, să reușească în viață, să ajungă la un anumit, uh, nu știu, sau să aibă o familie sau să ajungă la un anumit nivel în carieră, etc. Știi? Și uh, cred că și la noi mai, din vine și din educație, la sigur chestia asta că să te căsătorești bine, să uh -huh. știi, se oarecum se limitează uh, rețeta succesului. Re, da, da, și da. se limitează Cel mai și... important în viață este măriți cu succes. Exact, da. Asta este modelul. Și nu atât se se încurajează, nu știu, uh, independența. Uh, independența femeilor și persistența lor în business și etc, ca totuși cum n-ai da ce n-ai ajuns dacă când te căsătorești? Uh -huh. Dar când copii. Da când copii, exact, da. Și sper că prin... Na, eu încerc și prin interviuri când merg, etc., să oarecum să... Uneori mai vorbesc așa mai scandalos despre taburile sexuale și chestii, dar sper că prin asta oamenii... Știi, se adaptează, poate se gândesc că nu, e ok să nu vreau familie, de exemplu, sau e ok să vreau familie când am 40 de ani și să-mi pun cariera pe primul plan acum. E ok să fiu și frumoasă și deșteaptă și, nu știu, să fiu campioană pe boxing sau ceva de genul. Să călătoresc în toată lumea. Să merg în 50 de țări. Doina, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția. A fost o plăcere pentru primul podcast în anul 2022. Merci. Sper că și celor care ne-au urmărit le-a fost interesant. Pe final, am o întrebare. În ce constă magia Moldovei? Care este? What's the magic of Moldova? Întrebare mm -hmm. bună. Cred că totuși, în comparație cu majoritatea locurilor unde am fost, și poate nu neapărat întotdeauna, cred că uneori poate fi o chestie mai dificilă în viață, dar cred că suntem un popor sufletist, nostalgic, sufletist, totuși cred că mult, foarte mult punem aprecierea pe tot ce ține de confortul sufletului, cum ar fi familia, chestii, știi, simple, valori simple, dar foarte importante în viață. Care până la urmă contează atunci când apreciem cumva fericirea. Da, că fericirea e în lucruri simple, nu neapărat în posesiuni, lucruri, dar în partea asta despre care tu spui, în exact. partea asta sufletească. Da, uneori poate fi o dificultate în viață, mm -hmm. sufletismul asta, dar mm -hmm. cred că totuși mie cel puțin îmi aduce plăcere de câte ori mă întorc. Îți mulțumesc tare mult și îți doresc mult succes Mersi, mai departe, fel. să ai un an bun și să fie toți happy și Mersi, cei care ne urmăresc. Mulțumesc pentru atenție. Vă rugăm să lăsați comentarii, reacții și să transmiteți podcastul nostru mai departe la prietenii, la rudele voastre. Mult succes! V-am papa! Pa, salut!